Uriașul păcălit. Cândva trăiau o mulțime de uriași. În Irlanda, cel mai renumit dintre aceștia era Ringel. Toată lumea îi știa de frică, deoarece era înalt, puternic și fioros. Însă în Scoția trăia un uriaș și mai mare decât Ringel. Auzise de faima lui Ringel și trimise veste printr-un porumbel călător că avea să vină în curând în vizită. Dar pe Ringel vestea nu-l bucură. Era speriat, căci se știa mic pe lângă uriașul din Scoția și se temea să nu-l provoace la vreo întrecere. Atunci toată Irlanda s-ar fi amuzat pe seama lui. Se gândi el ce să facă. Își chemă soția, care trebăluia pe afară, și îi spuse ce plan avea și ce trebuia să spună ea. Fii pe pace, îi voi spune tocmai, îl liniști femeia. Într-adevăr, scoțianul intră în bătătură și era așa mare că aproape atingea tavanul, cât 7 case puse una peste alta. Soția lui Ringer se sperie văzându-l, dar își aminti ce i-a spus bărbatului și se stăpâni. Bine te-am găsit, cumetre! Ne onorează tare vizita dumitale în umila noastră casă, dar să știi că Ringel nu te poate întâmpina cum se cuvine. E plecat la pădure după câțiva bușteni și va mai întârzia câteva ceasuri, dar poftește, așteaptă-l colea pe scaun. Bine, dar cine e uriașul cela din pat? Ei, cine să fie? E fiul nostru cel mic, îi spuse femeia. Cel mare a plecat cu tatăsu să-l ajute la lemne, dar acesta e încă prea crut pentru o astfel de muncă. Așa că a rămas acasă. Auzind una ca asta, uriașul își lua ziua bună și făcu cale întoarsă. Nu-i mai era pofta acum să-l întâlnească pe Ringel, căci îi fu de ajuns să-l vadă pe fiul acestuia. De atunci Ringel a avut grijă să se înțeleagă bine și cu oamenii, căci nu mai dorea să-i meargă vestea de uriaș grozav peste mări și țări.